Scandaloasă care a apărut în presă în urmă cu ceva timp. Era o discuție între două persoane foarte importante în interiorul DNA. E vorba de Florentina Mirică, procuror important cu foarte multe dosare la activ, considerată o apropiată a doamnei Căveși, și șeful interimar al DNA, doamna Jurma. Ei, o primă parte arăta că în DNA lucrurile nu mai funcționează așa cum ne-am fi așteptat. A doua parte, în schimb, este mult mai scandaloasă, pentru că în această a doua parte se vorbește despre o acuzație de șpagă la adresa actualului interimar la conducerea DNA. Este vorba despre și el foarte cunoscutul procuror Călin Nistor, acuzat, așa cum vă spuneam, de o mită de 1 milion de euro pentru închiderea unui dosar. Mai multe înregistrări între cele două doamne au apărut acum în presă și le urmărim și noi. În înregistrarea, Anca Jurma, cea care a plecat recent din fruntea DNA, discută cu procuroarea Florentina Mirică despre un dosar pe care cea din urmă nu l-ar fi soluționat înainte de a-l trimite la secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Aici este menționat numele lui Călin Nistor, cel care a preluat recent șefia interimară a Parchetului Național Anticorupție. Dialogul dintre cei doi magistrați mai reiese faptul că plângerea nu conține date elocvente pentru realizarea unei anchete, însă Florentina Mirică, procurorul care avea cauza spre soluționare, susține că nu l-a clasat pentru a nu ridica suspiciuni. Călin Nistor este adjunct în cadrul DNA din 2013. În prezent, acesta asigură conducerea instituției, fiind ajutat de Marius Iacob, după ce Anca Jurma nu a mai vrut să îi se prelungească mandatul. La sfârșitul anului, într-un alt dialog înregistrat între ea și Mirică, se plângea că personalul nu mai este la fel de motivat cum era în mandatul Laurei Codruța Chioveși. În urma apariției noilor înregistrări, Călin Nistor a reacționat. Nu cunosc nimic despre vreo cauză penală care să mă privească. Nu m-a interesat niciodată dacă fac obiectul vreunei plângeri penale, deoarece în toată cariera mea nu am făcut decât să respect normele legale și codul deontologic al magistraților. Nu i-am cerut niciodată fostului procuror șef al DNA, Anca Jurma, și niciunui alt procuror din subordine să-și încalce principiile deontologice și de legalitate care guvernează ancheta desfășurată într-un dosar penal. De asemenea, nu am avut niciodată vreo discuție cu vreun procuror care ar fi avut în lucru vreo cauză care să mă privească, a mai spus Nistor. Ca de obicei, la această oră alături de mine, Bobby Păunescu.
Iar invitații noștri, domnul general Florian Pință, prim vicepreședinte AORR, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, și generalul Virgil Bălăcea, un vicepreședinte AORR, aceeași... CNMR, președinte AORR, și, și vicepreședinte CNMR. Vă mulțumim foarte mult. Am avea multe de scris, într-adevăr, vă mulțumim foarte mult, domnilor. Și în legătură telefonică directă cu noi, am domnul profesor Gheorghe Iancu, profesor de drept constituțional la Facultatea de Drept din București. Bună seara, domnule profesor! Bună seara și bună seara și invitaților dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost de foarte multe ori și veți fi de asemenea și pe viitor invitat în această emisiune, dar de foarte multe ori am vorbit despre ce se întâmplă în DNA. Acest episod de astăzi, care e partea unei înregistrări făcute, nu se știe de cine și cu ce scop, cum ar trebui să-l catalogăm? Adică să ia șpagă de 1 milion de euro la nivelul ăsta și se știe de ea? Să înțelegem? Doamne, e foarte greu de spus așa ceva. În al doilea rând, eu v-am spus că o cunosc pe doamna Jurma de când era mică. Și cred că retragerea de acolo a fost determinată și de imprecizia de care, sau mai bine zis, valurile care se creează în jurul unor persoane. Nu știu dacă domnul Nistor este vinovat sau nu și niciunul dintre noi nu poate să spună treaba asta. Iar modul în care a fost acuzat este și mai, sau mai bine zis, nu acuzat, a fost bănuit că s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, este și mai rău. Vedeți, e greu, e foarte greu în momentul de față să-l acuz pe un om pentru că a luat o mită de 1 milion de euro. Chiar dacă această sumă la un anumit nivel nu prea contează, la un anumit nivel. Dar pentru noi, oamenii de rând, să zicem, oamenii medii, care ne facem datorii, 1 milion de euro este enorm, este ceva fantastic. Ca procuror însă pot să vă spun că ancheta trebuie să înceapă pentru că există o suspiciune și nu față de oricine, ci față de un om care îndeplinește astăzi funcția pe care a îndeplinit-o doamna Jurma. Și ca urmare, cred că și față de dânsul va trebui să fie o măsură cel puțin temporară de suspendare de exercitarea unor atribuții la conducerea DNA-ului. Dar trebuie să înceapă urmărirea penală, trebuie să înceapă o serie de verificări. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule profesor. Tocmai am ținut la această intervenție a domnului profesor și în calitate de fost procuror. Pentru că în momentul în care vorbim de o acuzație de acest fel la adresa unui procuror, la adresa unui judecător, asta înseamnă că suntem pe un drum cu totul greșit. Da, nu, ideea e că, sigur că aici, așa cum foarte bine spunea domnul profesor, odată s-a acuz pe cineva înainte de a avea toate probele, odată și din poziția asta, deci sunt două variante, pe scurt, luate așa cumva de pe stradă, să spunem. Veștirea, o vezi, ori se încearcă distrugerea DNA-ului complet, că dacă nu e adevărat, asta se urmărește, sau ai situația în care poate fi adevărat, dar sigur nu suntem noi cei care putem și nici nu putem să aruncăm o astfel de acuză fără să avem, fără să există o decizie definitivă a unui tribunal definitiv, pentru că distrugi cariera omului, distrugi instituția ca atare, deci instituția asta, că e bună, că e rea, că a făcut bine, că a făcut rău, a făcut și bine și a făcut și rău, a făcut și mult spectacol gratuit, a făcut și mult spectacol oarecum necesar, dar în același timp. Și ce e foarte important e că se succed o serie întreagă de lucruri unde ne e foarte greu să venim să spunem, da, dumne, așa e sau nu e așa. Că vezi, pe de-o parte, unii care sunt acuzați, la rândul lor fac acuzații împotriva unor procurori, descoperim că acei procurori, într-adevăr, ar fi făcut sau n-au făcut, sau n-au... Deci, tot amestecul ăsta are două variante. Ori distrugerea DNA-ului efectiv și cred că... sau, pe de altă parte, poate exista această situație, dar
Eu cred că soluția, nu știu de ce, e o părere, cum să spun eu, puțin drept pe care l-am făcut, soluția într-o situație genul ăsta este că DNA-ul trebuie să devină o direcție în cadrul Procuraturii Generale. Adică, nu știu cum să spun, corupția nu poate fi, aici o contrazic pe, îmi permis o contrazic pe doamna Chioveși și tot respectul și sper că nu e vorba de o jignire, dar însă spunea că corupția poate fi eradicată. Nu poate fi eradicată cum n-a fost eradicată nicăieri în lume, dar sigur poate fi, se poate reduce sistemul și se poate reduce tipul ăsta de corupție. Corupția care produce corupție, că acolo e problema. Păi cam asta ar fi dacă se confirmă. Păi, asta, asta este deci, gen de corupție este... la nivel foarte înalt. Exact. E corupția care produce corupție, acolo e o mare problemă. Corupția există peste tot. În Germania, de exemplu, nu știu, acum vreo 2-3 ani, se descoperiseră cele faimoase 60.000 de conturi ale cetățenilor germani în Liechtenstein, în băncile în Liechtenstein offshore, bani care erau scutiți de scutiți, în mod ilegal, ascunși fiscului german. Avem toate scandalurile cu faimoșii sportivi din Germania sau din Spania sau de unde vezi dumneavoastră, care nu au plătit taxele, s-au ascuns într-o parte sau alta și atunci părinții sau cei care se ocupau nu au pușcărie. Avem povestea lui Ștefi Graf, avem povestea lui, nu știu, a fost un foarte jucătorii mulți. De fotbal, eu știu, și așa mai departe. Deci, chestiunea cu corupția nu poate fi eradicată, cum n-a fost eradicată nicăieri în lume, nici în Statele Unite, nici în Germania, nici în nicăieri. Se poate reduce efectul și până una alta în România a fost redus efectul. Deci de pe locul întâi, cum eram în anumite clasamente, am ajuns pe locul 15, 12 în Europa. Nu am fost vreodată pe locul întâi pentru că nimeni da, nu a avut zice, se zice că am fost, acel gen. Se zice că am fost. Acum, ce să vă zic, e așa un fel de... Și l-am fi cedat bulgarilor. Așa, da, ne-am bătut acum suntem locul 15. Acum suntem pe locul 15. Nu mai suntem pe... Adică, ar fi spaniolii pe locul întâi. Spaniolii sunt chiar cei care au făcut, au sprijinit construcția DNA-ului. Da. Să spunem așa, specialiștii din Spania au venit să construiască. Deci, repet, aici ori se merge pe distrugerea definitivă a DNA-ului, că dacă acest lucru este adevărat, ce să mai zic, adică nu mai poate, credibilitatea ajunge la zero, iar o poziție de genul ăsta, tocmai o instituție de genul ăsta, tocmai asta trebuie să aibă credibilitate. Mai e un distrugi lucru... credibilitatea la revedere. Și cum să te mai duci acolo la DNA, să-i lasă-ți-mă, nu-mi place, ați dat, cât trebuie să dau? Apropo de credibilitate, mai e un lucru aici grav dacă se confirmă aceste acuzații. Sunt niște situații despre care cele două doamne care vorbesc pe tema asta, se pare că știu. Adică e acuzat așa un coleg de-al ce... tău. Așa pare din ce, repet, din context, din ce atenție, din s-a înregistrat. Din context, trebuie văzut absolut. Toată discuția. Trebuie făcută o analiză dacă așa e adevărată luat, așa înregistrarea. Pare. Așa da. Pare, cum e luată din contextul ăsta, așa pare ca și cum s-ar ști. Cu siguranță se știe de un dosar. Acum, dosarul ăla poate chiar nu exista, poate chiar nu avea nicio valoare. Pus în context, scos din context această discuție, împachetată cu milionul ăsta de dolari, pare ca și cum, domne, ai închis sau nu ai închis dosarul ăla cu milionul ca să scape omul în partea elaltă? Cam cum așa. Zis. Dar având, să zicem așa, în cazul ăsta, șansa să fi făcut și ceva filme și să fi avut un oarecare succes la nivel internațional, pot să vă spun că lucrurile astea se pot face foarte ușor din montaj din, și poți să te joci dramaturgic vorbind foarte ușor cu ce spune unul și altul. Deci, eu nu fac parte sau, mă rog, nu am pretenția că aș fi un... cum spune, nu știu, aici, deși ca producător aș putea să am pretenția, dar, mă rog, să zicem, ideea este că nu... cred până când nu există o sentință și o analiză clară a unei astfel de chestiuni, astfel încât să avem toată imaginea la toată treaba asta și trebuie evitat și de aici încolo, eu cred că e obligația noastră a tuturor să nu mai avem chestiunea asta cu anunță unul pe surse sau pe un ziar, nu la, mă referam la site, mă refer la undeva, să anunță undeva că Irina a luat 70 de milioane și pagă și doresc să iei 70 de milioane. Nu, eu nu-mi doresc. Nu, că dacă iei 70 de milioane și pagă, nu mai ești pagă. Nu-mi doresc. Era o glumă sinistră, dar ideea este că
s-a băgat chestiunea asta și dacă toți reacționăm cu domne, gata, a luat, tu poate nici nu ai auzit despre ce e vorba. Da. Până să explici ce s-a întâmplat, nu mai contează. Că omul s-a uitat toată la știre și a doua zi are o petrecere undeva sau trebuie să meargă la părinți sau la bunici sau undeva în partea altă. Nu mai are timp să te asculte pe tine cu opinia că, cu cealaltă părere, cu părerea omului că că nici n-am auzit, nici nu știu. E vorba de altă Irina, Irina de nu știu unde. Da. A, da, și toată lumea să cade de acord, da, e altă Irina. Dar, până dar alta, imaginea e afectată, cel puțin temporar. Exact ceea ce se întâmpla la DNA cu acele persoane care veneau la DNA, intrau, ieșeau, unele cu vină, altele fără vină, unele care n-aveau nicio legătură, da. Și cunosc foarte bine povestea asta, și cunosc și dânsii, dar până una alta, în imaginea opinie publică, sigur că în ultima perioadă nu mai credea nimeni, dar în, la început apărea acolo întregat. Și ca vinovat. Martor, dacă erai chemat, era, era ceva vinovat, în regulă. Gata, nu mai, ce să mai, erai era băgat, un... împachetat. Scuzați, a trebuit să facem această introducere, că e subiectul fierbinte, ca să spunem așa, și era, trebuia, având în vedere că ne bucurăm de, și mulțumim telespectatorilor că săptămâna trecută am avut din nou niște audiențe importante și ne surprind oarecum că se discută niște subiecte destul de, să spunem așa, care nu sunt neapărat interes public general, dar iată că sunt încet încet și publicul din România demonstrează că e bine, din ce în ce mai bine pregătit și din ce în ce mai interesat de lucrurile serioase și lucrurile bine dezbătute de către oameni care nu au nevoie de confirmare. Cum avem și onoarea astăzi să avem niște invitați care... Și poate că nu doar atât, cred că lumea este extrem de interesată să știe încotro ne îndreptăm. Iar în zona asta e suficient să pronunți o frază, o propoziție, nici măcar o frază, legat de ce poate să însemne spre exemplu corupția la nivelul vârfului unei instituții de forță până la urmă, cum este DNA-ul. Ne mai vorbim de toate celelalte acuze care au apărut în spațiu public vis-a-vis de această instituție, de această încercare permanentă, susținută, cred eu, de a decredibiliza total instituția DNA-ului. Nu sunt un fan al acestei instituții, dar sunt un fan al ideii de ordine statale. Or, această instituție a fost creată la vremea când s-a impus necesitatea creierii ei, tocmai cu acest scop. Ce observăm în ultima perioadă? Picătură cu picătură, după metoda picăturii chinezești, se induce ideea că această instituție, la vârful ei, are probleme. Complet. Și nu știu cum se întâmplă, dar nu se găsește nicio altă soluție fezabilă pentru a înlocui un lider, care până mai ieri a fost lider, cu un altul, mai credibil decât cel care a fost înainte. Da. Nu vi se pare că toată această chestiune legată de maniera în care se discută problematica liderilor la o serie de instituții a început să fie una extrem de importantă dintr-o dată? Nu ne mai regăsim busola? Nu știm care sunt oamenii pe care putem să-i alegem în diferite poziții? Nu mai avem criterii? Ne trezim peste noapte că cineva care este propus într-o anumită funcție de importanță statală, iată, este acuzat că primește pită. E a treia persoană acuzată care urma sau avea legătură cu conducerea DNA, da, după plecarea doamnei Chiovești, care e afectată, da, de un astfel de scandal și de acuzații. Asta este, după opinia mea, cea mai importantă chestiune pe care sunt convins că toți cei care sunt implicați în acest proces decizional o vor analiza cu foarte mare atenție, dincolo de faptul că, evident, până la urmă, tot justiția este cea chemată să facă ordine în această problemă. Indiferent că ne place sau nu, nu ne putem îndrepta speranțele decât spre această instituție. Absolut, absolut. Și eu sunt ferm convins că în straturile profunde ale instituțiilor care conferă, să spun, justiției românești un anumit statut, există oameni performanți, există oameni din punct de vedere moral și profesional extrem de bine dotați și care pot să și spună cuvântul și într-un caz cum este cel despre care discutăm în seara asta. Dar se induce, mă scuzați înainte, să se induce ideea asta în general că mai toți oamenii sunt cu semne de întrebare, adică dacă de la armată, la DNA astăzi, iată, peste tot nu se spune că era fost, e bine pregătit, nu e bine pregătit, nici mai contează. Sunt factorii politici care vin și spun, domne, îl pun pe ăla sau nu pun pe ăla sau
în logica electorală e bine să fac asta sau nu e bine să fac asta, care este moartea unei națiuni. Adică să mergi pe ideea de logică electorală, în primul rând că e un termen perimat și la nivel internațional când e vorba de alegeri, tocmai că conține în el, în logica electorală, o minciună imensă față de public, adică ce voi urma să fac în logica electorală, deci pentru alegeri, o fac pentru alegeri, nu pentru populație. Iar eu sunt ales acolo pentru populație, eu trebuie să fac pentru țara mea, pentru populație. Deci nu o fac pentru populație, o fac pentru logica electorală. Pentru, deci el a fost scos în străinătate, în lumea civilizată, și România, sigur, e în lumea civilizată până în alta, dar el a fost scos tocmai că e o minciună, adică e o jignire la adresa publicului. Adică tu nu faci pentru mine ca cetățean al României, tu o faci pentru cifrele pe care le poți obține potențial la alegeri. Și asta e o mare problemă, dar mă scuzați că am... Sau mai grav, mă iertați, nu mai după Virgil, sigur, să sigur. Se inducă cumva ideea că noi avem, de fapt, cu fiecare ciclu electoral, o justiție de partid. Asta ar fi extrem de grav. Și nu o justiție oarbă, așa cum știm că trebuie să fie justiția în a împărți dreptatea. În mod egal tuturor, indiferent de ce poziție ocupă în societate, atunci când se abate de la regulile stabilite în societate, la normele societale. Absolut. Ce aș putea să adaug? Pentru că, într-adevăr, lucrurile așa stau, s-a atins punctul, Florin l-a atins, legat de încercarea de decredibilizare a instituțiilor statului. DNA-ul este o instituție importantă, trebuie să-și continue activitatea, o vrem chiar consolidată, greu de întrevăzut o consolidare în condițiile actuale, nu numai legată de speță. Pe de altă parte, aș vrea să spun, pentru că cel puțin anul acesta s-a vehiculat foarte mult, corupția în România este o himeră sau o realitate? Să recunoaștem că este o realitate. Corupția a afectat toate instituțiile, putem să facem și noi din armată mea culpa, nostra culpa, pentru că și noi avem dosare legate de corupție, nu ne onorează, dar este o realitate. Este o stare a societății cu care ne confruntăm noi, simpli cetățeni, dacă nu folosesc limbajul de lemn, dar este o problemă extrem de importantă. Pe de altă parte, legat de ceea ce s-a prezentat aici, observ o anumită, între ghilimele, transparență. Deci nimic nu mai poate să rămână secret, chiar dacă vrem să rămână secret. Chiar această discuție între cele două doamne... Poate cu nici nu s-a dorit să fie cel puțin deoparte. Deci este o morală care spune, atenție, că orice ai face mai devreme sau mai târziu se va afla, se va descoperi și... va fi și sancționat. Să sperăm cu acea justiție de care ne vorbea domnul profesor Iancu. Pe de altă parte, nu știm. Nu știm ce s-a întâmplat. Este o vânătoare de vrăjitoare într-o luptă pentru putere în interiorul DNA-ului, un alt specific al nostru, și atunci este o problemă de moralitate când se aduce o asemenea acuză. Ne confruntăm și cu asemenea probleme chiar la nivelul de vârf. Sau, într-adevăr, este un caz de corupție care este extrem de grav. Vom lăsa lucrurile să se desfășoare. Bine a spus mai devreme Bobby, nu mai reacționăm la asemenea situații atât de emoțional, adică deja avem un exercițiu în care lăsăm, și acum citesc din nou pe Florin, justiția să spună cuvântul, pentru că altă soluție la ora actuală nu și avem. Trebuie luptat. Însă problema cu treaba asta, că dacă nu facem... trebuie să ne rămână ca un obiectiv, dacă vreți, de țară, că încă avem și, din păcate, se simt lucrurile în așa fel încât vom mai avea probleme. Nu avem nici cadrul instituțional perfect, nu avem nici acea educație necesară și nu avem nici sistemul de sancțiune, am vorbit de el altă dată aici în studio, care să pedepsească și din punct de vedere al libertății, dar și din punct de vedere pecuniar, acolo unde este cazul. Deci mai avem de lucru pe linia aceasta. Și nu mi se pare, am să închei cu asemenea subiect, a vorbit Bobby de Spania, de la care am învățat, și Spania s-ar părea că este pe o poziție, vezi, doamne, fruntașă, în rândul țărilor cu un nivel destul de ridicat de corupție. Dar am învățat mult de la italieni și totuși Italia se confruntă în continuare cu probleme de corupție. La ei chiar a eșuat programul care ne-a inspirat pe noi. Iată, Irina, un exemplu care trebuie să ne spună că dacă am construit ceva, trebuie să fie eficace acea construcție, astfel încât un asemenea program anticorupție, ca în cazul Italiei,
să nu ieșieze și în cazul României, pentru că devine și este, dacă vreți, cea mai mare, cea mai importantă vulnerabilitate internă. De altfel și suspendarea, ca alt termen, se pare că nu putem să trimitem către programul corvetele, are la bază tot o verificare din perspectiva legalității, a corectitudinii în care s-au desfășurat procedurile de licitație până acum. Și aici este o mare întrebare. Mulți spun, în România nu se mai poate face nimic, că orice ai încerca să faci este susceptibil de DNA. Pe de altă parte, consider și am experiență din punctul ăsta de vedere, că atunci când apelezi la lege și lângă tine ai acei consilieri care sunt corecți, dacă te gândești la tine prin interesul țării tale și prin interesul instituției pe care o reprezinți, fără doar și poate că asemenea suspiciuni nu pot să apară. O demonstrație, nu știu dacă era, sau este momentul să o fac, dar este până la urmă și cariera noastră, care este o carieră ce a însemnat decizii, dar aceste decizii la un moment dat pot să fie în afara oricărei suspiciuni că ai acționat împotriva legalității sau împotriva unei morale. Să luăm în considerare până la urmă și morala creștină. Absolut, absolut. Nu, și da, mai are un aspect, tot atacul ăsta în general, nu numai în cazul de față, cel pe care am început emisiunea, dar în general sperie o serie întreagă de profesioniști care poate sunt, nu, cu siguranță sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere profesional, dar nu au acel aplomb la nivel de, și acum pun ghilimele, tupeu, astfel încât să se lupte. Și atunci spun, dumneavoastră, mai bine fac treaba mea, ce știu eu, nu mă duc acolo, că risc să intru într-un scandal de ăsta, să mă înregistreze, să-mi ia dintr-o covorbire. E un job riscant. Da. Și chestiunea asta, pas cu pas, face parte din războiul hibrid, că vrem, că nu vrem, tocmai prin a distruge credibilitatea pozițiilor. Deci omul ajunge într-un moment în care populația zice, să uită la televizor, ce e ăla, ce e? Păi e șeful instituției cu tare de forță. Sigur. Ai corupt, sigur. Deci, că toți au fost. Sigur, dacă îmi permiți, Bob, e a doua decredibilizare. Avem o decredibilizare a șefului apărării ca instituție, nu ca persoană. Acum avem o decredibilizare prin persoana unei instituții care este atât de importantă pentru statul român, Direcția Națională Anticorupție. Da, și asta în condițiile în care în această săptămână noi am avut niște treburi mult mai importante, da, la nivel european. România a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene, a fost un moment important, s-a vorbit mult, s-a vorbit și de amnistie și de grație, că au fost întrebați oficialii, dar noi aveam alte lucruri parcă pe agendă, nu ar fi trebuit să ne poticnim de astfel de chestiuni? Sigur, și mai fost niște chestii la nivel de imagine acolo, și de jocul, la nivel de imagine, care au venit să lovească oarecum, nu știu dacă au fost organizate sau au fost o întâmplare sau au fost o proastă așezare, ca să merg mai departe cu treaba asta, sigur, dar să nu intrăm în... Eu cred că ar trebui să evităm să intrăm în... Se referă la o așezare în sală. În sală, da. Și mai ales la imagine pe care s-au focalizat... La domnul Severin ne referim, sigur, nu? Și nu neapărat domnul Severin ca domnul Severin. Sigur că există toată povestea asta, dar mai erau niște oameni acolo în spate, la un moment dat în față. Mă rog, s-au mișcat niște lucruri care sunt susceptibili de... Mă rog. Ideea este probabil că... A fost un aspect, iartă-mă, de incluziune socială. Noi ne-am obișnuit să trăim împreună și corupții și necorupții. Da. Să nu judecăm. Nu mai Dumnezeu nu judecă, da. Da. Din păcate, da, s-a ajuns în... și ideea este că trebuie, suntem obligați. Lumea își pierde încrederea la un moment dat. Zice, Dumnezeu, tot aia e. Mă duc. Nu avem voie să ajungem acolo. Noi trebuie să suntem obligați să luptăm până în ultima secundă, tocmai pentru a eradica acest tip de gândire prin care vii și spui, dumne, indiferent ce faci, tot acolo ajungi, ăia și împar bani între ei, ăia bogați fac nu știu ce și așa mai departe. E momentul în care trebuie să aibă loc niște explozii, între ghilimele, explozii la nivel, să spunem așa, al organizării statului și nu la nivel de dezorganizare sau de anarhie, ci de seriozitate a pozițiilor. Și anumite lucruri trebuie să devină sfinte, astfel încât să nu poți să le ataci, să începi să-ți bagi joc, să scrii de unul și de altul și după aceea zici, dom'le, îmi pare rău. Dar până îți pare rău, ăla deja e terminat, nu mai poți să o pară nicăieri.
Deci asta este extrem de important. Iar cel care face chestiunea asta trebuie să existe și partea punitivă la povestea asta, tocmai pentru a evita. Și o să dau un mic exemplu pentru... mi-am aminte, eram cu Steaua, juca Steaua cu West Ham United, eram în, la Londra și era invitasem pe cel care era șeful de dezvoltare de la BSKB, Sky News, tot grupul Rupert Murdoch, noi fiind partener cu grupul News Corp, da? Și mi-a spus că ei nu au voie, nu că nu au voie, deci etica profesională îi oprește pe jurnaliștii de sport să-l atace pe Sir Alex Ferguson, antrenorul Manchester. Și a zis, păi de ce? Dacă greșește, dom'le, n-ai voie, n-ai cum. E un simbol, îl respectăm pentru n-ai voie ce-a făcut. Să-l deci, n-ai voie să-l ataci. Că, deci, și zic, păi, și dacă face ceva rău, dacă face ceva rău, se retrage singur. Păi și dacă nu se retrage? Cum adică nu se retrage? E, aici este pasul. La noi, noi e nu se retrage. Aici ne despărțim, da. Deci toți sunt curați, da? Da. Asta este. Și a rămas așa, și plus că era șeful de dezvoltare de la BSKB de culoare și la, fiind în echipa de conducere, mă rog, invitat la, în pauza meciului la zona unde era VIP-ul, acolo nu se servea ceva, singurul care a fost oprit a fost el, de către englezi. Și l-a întrebat, zice, dom'le, ești cu cine? Păi sunt cu cei de la Steaua. S-a uitat așa la el, l-au văzut cu tare, am intervenit, era, dar totuși sunt și acolo lucruri, sunt și acolo probleme, sunt, în toată lumea sunt probleme, dar noi trebuie să le rezolvăm pe ale noastre și să trecem, eu zic că... Ați atins o chestiune esențială, să știți, cel puțin din perspectiva noastră ca militar și pentru că le-ați invitat la emisiunea dumneavoastră, n-am ce face, trebuie să spun treaba asta, onoarea. Absolut. Poate că trebuie să ne întoarcem înapoi la ceea ce însemnau cavalerii cândva, care se conduceau după un singur principiu. Onoarea și punct. Deci dacă ar exista onoare, probabil că și cei care sunt în asemenea poziții și apar în spațiu public acuze vis-a-vis de comportamentul lor, de, mă rog, statutul lor la un moment dat, de faptele lor, să facă un pas înapoi. Asta înseamnă ca onoare și până la clarificarea lucrurilor, ei se pun la dispoziția fie a instanțelor, celor care trebuie să identifice, să spunem, adevărul, și să iau o decizie, dar nu pătează onoarea instituției și instituția trebuie să meargă mai departe. Acest joc interminabil, pentru că toate aceste chestiuni pornesc din interior, cum foarte bine s-a subliniat aici de domnule. E curios că, domnule, și au fost de-a lungul ultimor 15 ani, s-au întâmplat situații în care politicieni s-au retras pentru a fi judecați sau a fi anchetați. Au fost, și au câștigat. Da. Ulterior au câștigat. Sigur? Și politic. Sigur? Că acum, că erau vinovați, nu erau vinovați, nu știu dacă e adevărat. Putem spune cu câteva flori și ele sunt, trebuie să le cunoaștem. Nu se face primăvară curată în România. Și poate că ăsta e unul din scopuri, până la urmă, ale adversarilor. Nu scoate-l din joc. Că sigur va face un pas înapoi, iar între timp noi ne rezolvăm problemele. Da. Deci sunt foarte multe speculații care se pot face vis-a-vis de chestiunea asta. Se pare că politica nu se face cu mijloace curate. Absolut, nu, chiar deloc. Cred că toată lumea s-a prins de asta. Cred că avem nevoie, da. Dar facem acum o scurtă pauză. Da, avem pauză. Facem o scurtă pauză și revenim. Bacteriile bune din microflora ta intestinală. Da, în cele 6 luni în care România va deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, ar trebui calculele să fie clare, cel puțin în domeniul apărării, pentru că acolo e cât se poate de serios orice decizie care e luată, ne afectează pe termen foarte lung și afectează și pe partenerii noștri. Ei, în acest context însă, deși, repet, totul trebuia să fie clar, cei de la MAPN au anunțat că achiziția corvetelor a fost suspendată. E tot un scandal cu is politic. Vedem materialul și comentăm. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat pentru armamente, Andrei Ignat, responsabil cu derularea procedurii de achiziție a corvetelor, care invoca două motive. În primul rând, a decis să sesizeze procurorii militari. 3 mari companii internaționale cu experiență erau înscrise în procedura de licitație. Damen din Olanda, Fincantierii din Italia și Naval Group din Franța. Departamentul pentru armamente a sesizat parchetul militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, în temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea în deplină legalitate a procedurii
pădurii, de natură să afecteze realizarea interesului național de securitate în ceea ce privește programul de înzestrare esențial corvete multifuncțională. Al doilea motiv pentru suspendarea procedurii este un proces care este pe rolul Curții de Apel Constanța, deschis de șantierul naval Constanța, asociați cu francezii de la Naval Group, prin care se cere anularea hotărârii de guvern prin care a fost inițiată procedura respectivă de achiziție. În urmă cu 3 zile după ce ministrul apărării Gabriel Leș declara că așteaptă raportul secretarului de stat, o procedură extrem de complexă și nu dorește să pună presiune pe Departamentul pentru Armament. Din informațiile mele, la nivelul Ministerului Apărării, partea tehnică, da, militarii, specialiștii, spun că au respectat legea, că au respectat toate procedurile, acum se așteaptă o decizie politică. Nu se așteaptă o decizie politică, e o decizie tot doar tehnică și juridică. Nu înțeleg de ce ducem discuția până acolo, pentru că este o procedură care s-a derulat la Departamentul pentru Armamente, mă rog, tehnică, Ministerul Apărării Naționale, și vom vedea care va fi soluția. Licitația trebuia finalizată încă de anul trecut, însă a fost amânată de mai multe ori, iar sâmbătă, 12 ianuarie, era termenul final la care trebuia luată o decizie. Anumite voci susțin că, după suspendare, invocându-se nevoia urgentă de a construi corvetele atât de necesare armatei române, Ministerul Apărării va decide să atribuie contractul în mod direct unei companii, fără a mai trece printr-o nouă procedură de selecție. Liviu Dragnea s-ar fi reorientat și, conform surselor Newsweek, noua favorită a șefului PSD ar fi compania italiană Fincantieri. Legătura lui Dragnea cu italienii a fost unsă de către Flavia Teodosiu, avocata șefului PSD. Culmea, Fincantieri a oferit prețul cel mai mare la licitație, 1,34 miliarde de euro. Damen a ieșit pe locul al doilea cu 1,25 miliarde de euro, iar Naval Group a avut oferta cea mai bună, 1,2 miliarde de euro. Păi oameni serioși suntem noi cu astfel de greșeli? La sume de astea mici? Eu nu încep, nu? Da. Te rog. E, nu știu ce termen să folosesc, hai să-l folosesc așa, un gen de paliativ, e neplăcut. E neplăcut pentru că vorbim de echipamente militare pentru un spațiu care este cel mai fierbinte și într-o zonă cea mai vizată ca o posibilă amenințare externă, vorba de zona Dobrogei, zona Mării Negre, zona economică a noastră care trebuie protejată. Știm prea bine ce se întâmplă în spațiul Mării Negre, știm prea bine ce s-a întâmplat de actualitate în Marea Azov. Lucrurile sunt complicate până la urmă în spațiul Mării Negre, pentru că este spațiul cel mai vizat de Federația Rusă din punct de vedere al controlului prin acele operații de tip operații de interdicție, și asistăm la înarmarea Crimeii. Ca atare și noi trebuie să ne consolidăm aparatul. Și dezarmarea Dobrogei. Ori programele de înzestrare pentru forțele navale reprezintă, dacă vreți, la ora actuală o prioritate. Această suspendare din motive poate întemeiate, da, cei care au decis cunosc mai bine amănuntele, înseamnă în definitiv o întârziere în programul de înzestrare a armatei, mai ales a forțelor navale. Ar mai fi o parte neplăcută, a spune chiar un pic dureroasă, că era programul care s-ar fi conturat cu o notă de offset reală, pentru că producția de corvete făcută într-un șantier naval din România ar fi însemnat prin offset și modernizarea fregatelor. Noi avem 3 fregate, vorbim de cele 2 fregate care participă la misiuni internaționale, dar realitatea este că numai a 3-a fregată, Mărășești, e singura fregată care la ora actuală este în armată înainte de 1989. Până la urmă, cazul corvetelor, că se pare că va fi cazul, să sperăm că nu devine un dosar corvetele sau corveta, cum mi se va spune, ar trebui să aibă însă un moment de reflecție, pentru că la ora actuală lucrurile nu ne sunt clare din punct de vedere al strategiilor de achiziții, dar nu numai a strategiilor pe linie de achiziție, a modului în care aplicăm aceste programe majore care deja au fost aprobate și în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și în ședințele comune ale Comisiilor de Apărare din Parlament. Nu avem o strategie care să clarifice cât ne propunem cu aceste costuri foarte mari care sunt suportate de toți contribuabilii din România să fie partea de achiziții și partea de investiții în industria națională de apărare.
La ora actuală, noi vorbim cu caracter general de industria națională de apărare. Este o industrie care a supraviețuit până în momentul în care, nu, s-au aprobat printr-un pact politic cei 2%. E, momentul acesta este foarte dificil pentru cei care au supraviețuit în industria de apărare, fie că vorbim de industria de stat, fie mai ales că vorbim de industria privată. Lucrurile stau în felul următor. Pe de o parte, până în momentul celor 2%, nu a existat un interes a marilor consorții, corporații, cum vreți să le spunem, alături de înzestrarea armatei române. Absolut, din motive economice. Din motive financiare, clar. Pentru că România nu era hotărât atunci să plătească pentru apărarea libertății sale prin modernizarea armatei, prin înzestrare. Acum 2% creează o altă situație, un interes exacerbat a celor care dispun și de tehnologie și de finanțarea necesară. Lucrul acesta este extrem de complicat pentru ai noștri din industrie, dacă vorbim de industria de stat sau dacă vorbim de industria privată. Și am să mă explic de ce. Fie cei din industria de stat n-au avut fondurile necesare pentru că nu au avut contracte substanțiale cu Ministerul Apărării ca să-și permită retehnologizarea și la ora aceasta suferă din punctul acesta de vedere al echipamentelor, al pregătirii forței de muncă și așa mai departe, iar pe de altă parte cei din industria privată, o industrie care s-a dezvoltat destul de bine ca agilitate și performanță, capitalul lor este foarte scăzut, că n-au avut de unde să acumuleze sume suficiente neavând contracte cu statul. Pericolul la ora actuală este ca acest program de înzestrare a armatei române să meargă doar pe un program de achiziții. Achizițiile nu aduc nimic din punct de vedere al offset-ului, pentru că nici nu se respectă această lege. Nu va permite, dacă nu avem o strategie legată de offset și de dezvoltarea industriei de apărare, inclusiv pe componenta privată, și la un moment dat vom constata peste 10-15 ani că aceste programe au modernizat armata română, dar într-un mod secvențial, pentru că dacă nu produci în interior tot, dacă nu produci în țară, este foarte dificil după aceea să modernizezi sau te costă foarte mult modernizarea, te costă foarte mult mentenanța. Dacă vreți, nici problemele de mentenanță nu au fost rezolvate la ora actuală. Pentru că închei printr-un exemplu. Discutam cu președintele executiv al Patromirului, Asociația Producătorilor de Tehnică Militară din industria de stat și privată, domnul Viorel Manole, și un exemplu concludent este: noi la ora actuală, deși avem o lege a industriei naționale de apărare, aprobată în 2017, legea 232, dacă nu mă înșel, care precizează clar că trebuie să înființăm centre de mentenanță, deci vorbim de mentenanță, până la această dată nu avem decât un singur centru de mentenanță, la Eurostar pentru F-16. Ori din punctul acesta de vedere trebuia să fim înainte, să depășim faza mentenanței, a reparațiilor și să ajungem la momentul producției. Avem un moment mai închis la ora actuală pe Pirania 5. Așteptam primele prototipuri, în afară de mașinile care au defilat, mașinile de luptă care au defilat la 1 decembrie, așteptam primele informații cu privire la intrarea în producția de serie și să depășim faza doar de instalare, asamblare și de instruire la nivelul industriei noastre, să fim clari în privința Pirania 5, spre exemplu, ce anume produce industria românească. Pe sisteme, sistemul de armament, sistemul de comunicații, software-ul de comandă și control, în afară de faptul că la ora actuală nu avem o concepție integrată care ar trebui să răspundă la controlul acestor echipamente, pentru că apar echipamente performante, cum sunt, e vorba numai de achiziții, e vorba de rachetele Patriot, sau este vorba de rachetele de artilerie HIMARS. Toate acestea trebuie integrate într-un sistem unic informatic,
printr-un software care este dedicat și care ar fi bine să aparțină naționalului. Orice producție națională îți asigură independența, îți dă mai multă vitalitate în situații de criză și, dacă discutăm din punct de vedere social, implicit creează mai multe locuri de muncă și pe o perioadă mult mai lungă. Pentru că dacă noi încheiem un program cum ar fi Piranha 5, sunt 227 de transportare, ce se va întâmpla după aceea cu cei de la UMB? Ce vor produce? Deci e clar că trebuie să avem o linie de producție interne. Vreau să întreb o chestiune, fiind în afara... Până la final, foarte rapid. Deci s-au aprobat cei 2%. Practic, pentru un potențial inamic, asta înseamnă că e o problemă. Și atunci ce facem? Nu mai pot să atac ăștia 2%, trebuie să văd unde pot să atac în partea alaltă. Și atunci ce fac? Distrug orice fel de sistem de achiziție sau erodez orice fel de decizie, lovesc în comandanți, lovesc la nivel de imagine, lovesc în modul de licitație, în modul de chestiunea asta, astfel încât acei 2% să nu fie cheltuiți, sau să fie sub semnul întrebării, să se creeze tot felul de probleme care se ducă la DNA, eu știu, și alte chestii de corupție și așa mai departe. Deci asta ți includă din nou războiul hibrid. Păi, absolut, nu poți să atași 2% mai grave din punctul ăsta de vedere. Dreptul să faci un asemenea scenariu și el se potrivește perfect. Aici e frica și deci aia 2% nu poți fi atacați, atac toată cealaltă parte. Eu asta aș face dacă aș fi în partea cealaltă a baricadei, aș ataca cealaltă parte, m-aș duce pe chestia asta și prea se leagă. Șeful statului major, toată povestea asta cu licitația asta, o fi adevărat, nu o fi adevărat, nu judec sau nu intru pe o chestiune de asta, că nu am, sigur, circulă, știm, suntem la cunoștință cu o serie întreagă de lucruri care s-au întâmplat, dar care e părerea noastră? Ideea este următoarea, cel puțin din ce știm până în momentul de față, referitor la Corbete, este că el s-a suspendat din două motive principale. Primul este această suspiciune rezonabilă legată de maniera în care se derulează procedura propriu-zisă de achiziții, la faza la care s-a ajuns, pe 12 ieri, adică ar fi trebuit să se anunțe câștigătorul. Și iată cum, cu câteva zile înainte, s-a stopat procedura. Și al doilea a fost faptul că cei de la Naval Group, francezii, au intentat acțiune în contencios administrativ la Curtea de Apel Constanța pe hotărârea de guvern din 2018 prin care s-a aprobat procedura. Deci iată unde se lovește de fapt. Și să nu uităm că pe corvete a mai existat o tentativă. Noi acum ar fi trebuit să avem deja, dacă lucrul s-ar fi derulat corect, prima corvetă gata într-un program de 7 ani de zile. Din 1,6 miliarde de euro cât sunt atribuite pentru acest program, vă dați seama că bătălia este foarte mare. Și nu mă refer doar la cei trei concurenți direct la ora actuală. Așa încât faptul că se suspendă de către noi a doua oară. Prima dată s-a suspendat când domnul ministru actual Leș era secretar de stat. Pe mandatul dumnealui ca secretar de stat s-a suspendat prima dată procedura de achiziție, în condițiile în care s-a atribuit atunci contractul. Iată cum, fiind a doua oară, evident că ne vom trezi în situația în care partenerii noștri extrani, și eu, europeni, și cei de dincolo, din zona atlantică, respectiv americani, o să spună, bine, dar ăștia sunt neserioși complet. S-a ajuns la niște faze în care, practic, trecându-se de etapa de eligibilitate, care este una din cele mai importante, între care elementele aduse de Virgil în discuție referitoare la crearea de locuri de muncă, la faptul că aceste nave trebuie făcute pe teritoriul României, nu în altă parte, deci niște lucruri extrem de substanțiale din punct de vedere al economiei noastre. Chiar dacă partenerii sunt străini, ei vin cu capital, ei vin cu investiții în România, dezvoltă această afacere în România. Eu zic că toată treaba asta o să vă într-o singură direcție, adică tot ce înseamnă lipsa asta de credibilitate față de absolut orice, va duce încât să zică, dom'le, hai să vedem cine are credibilitate în țara asta, mă refer la populația României. Nu aia se decidă. Nu mai stăm că sunt 7, sunt 10, sunt 8. Trei oameni, 5 oameni, aia decid. Noi suntem cei amenințați. România, nu știu cât timp mai avem până la pauză. Pentru că bulgarii au spus că nu au niciun fel de problemă în legătură cu amenințările Rusiei. Și nu li se adresează. Noi vom continua această discuție. Trebuie să vă spunem că între timp a apărut o reacție din partea doamnei Anca Jurma, care până de curând a fost interimarul de la DNA. Confirmă. E un răspuns foarte interesant cel al doamnei Jurma, din care se poate înțelege că ea confirmă aceste înregistrări și ce s-a spus acolo. Foarte interesant, de la fix revenim.